Studentul era în an terminal la Facultatea de Istorie. Se pare că un examen picat l-a împins să recurgă la acest gest extrem. Colegii spun că era foarte stresat și că se temea că nu va intra în examenul de licență. Vineri a încercat să se sinucidă, însă a fost salvat. Sâmbătă s-a aruncat în gol de la etajul 4 al căminului. Paramedicii SMURD și apoi medicii de la Unitatea Primiri Urgențe au luptat pentru viața tânărului, însă fără rezultat. Leziunile la cap au fost foarte grave și au cauzat decesul.